Proprietarii de livezi din nordul Republicii Moldova riscă să rămână fără recolta de căise și prune în acest an, totul din cauza zăpezii și a înghețurilor din ultimele zile care i-a luat pe nepregătite. Andrei Semenciuc din satul Navârneț, raionul Felești, deține 50 de hectare de livezi, dintre care 5 de cais. Ele îs în șoc. Nu, acum știți cum s-a oprit tot. Vedem, după și se încălzește, când copacul începe a lucra din nou, o să ne arăte care și unde e și ne-a rămas, adică deja vedem cum o să se comporte după polenizare. Procesul de polenizare a mers bine. Avem pruni care deja au înflorit, dar au înflorit taman în timpul când au mers să numi intemperie asta. Bărbatul spune că roada de căise i-a fost compromisă și anul trecut. Speră la o recoltă mai bună doar la soiurile rezistente la frig. Soiul Kyoto tot a fost mai rezistent, v-am spus, a fost minus 11 grade, tot el a fost. Noi am avut 50% pierderi de întrâns, dar el a fost mai rezistent. Vedeți, anul ăsta se vede și după dânsul, adică, ia că uitați, vedeți, și după dânsul se vede, căisul e verde, nu-i negru, nu-i nimic, până când totul e ok cu dânsul. Fermierul s-a pregătit să aprindă focul în câmp pentru a-și proteja livezile, doar că nu s-a așteptat și la zăpadă abundentă. Să faci focul pe perimetru, împrejur. Noi am făcut niște grămezi care cu astea, cu urmeguș, cu paie, cu și mai avem, și le dăm foc peste una, adică pe urmă, dacă e necesit, mai dai foc altele. Zăpada a format nămeți și în satul Albinețul Vechi. Localnicii nu sunt prea optimiști. Gheața adă, nu știu de cum avea noi zărzăreia anul ăsta. Eu de când pot zarz vă ușa, îl iubesc. Că ei se vin undeva și înțelegi de bani, îl fac. Că eu iubesc eu decât să o pătrâblesc, cum s-ar spune, să consum o par de gen, așa. Eu mă gândesc că am pot, așa. Zarzării i-au afectat chiar 100%. Dar am niște persii și văd că floarea a rezistat. Nu știu care vor fi rezultatele în continuare. Dacă nu o să fie roadă, eu personal nu cumpăr pentru mine, dar când vin nepoții, cu cea mai mare plăcere. Sunt 2-3 ani de când nu avem roade. Totul înghețat primăvară. Până pe 9 aprilie, nordul țării este valabil cod galben de temperaturi scăzute. Dimineața și noaptea sunt așteptate înghețuri de minus 1-3 grade Celsius.